Circa 25.000 de elevi din școlile rurale au acum parte de lecții mai interactive. Ei sunt beneficiarii proiectului Fundației Orange Incluziunea Digitală Rurală, implementat în cadrul programului de susținere a educației digitale Orange Digital School. Deodată, dacă avem nevoie de calculator, mai împrumutăm de la alte clase și nu cam sunt disponibile. Este o diferență foarte mare în predarea orilor atunci când îți povestești profesorul în față și atunci când vezi niște imagini la calculator. Interesant, când урок проходит вместе с презентацией, учителя нам показывают презентации. Для этого нам нужны технологии. Pentru noi, internetul și tehnologiile informaționale sunt o posibilitate de a ne dezvolta pe noi. Pe durata celor 3 ediții ale proiectului, 50 de școli rurale din 30 de raioane ale țării au fost dotate cu câte un laptop, proiector, dar și alte accesorii digitale necesare unui proces de studiu de calitate. В этом проекте мы участвуем третий год, три раза возила за проект, но не проходили по конкурсу. И очень рада, что в этом году мы выиграли этот проект. Очень красивое, богатое оборудование, что не ожидали, что так много всего будет. Ne-am dorit foarte mult acest echipament din careva considerente. În primul rând avem doi copii cu dificultate severă de auz și acest echipament poate fi folosit în centru de resurse pentru clădini și respectiv perceperea lumii înconjurătoare va fi mai simplă cu ajutorul acestui echipament. La fel, în timpul adunărilor cu părinții, când de obicei noi ne străduim să fie interactive aceste adunări, putem folosi echipamentul, cât și în activitățile extracurriculare. Suntem o instituție unde calitatea procesului educațional ne stă în cap de masă și înregistrând multiple activități, concursuri la nivel de republică și raion, deci acest utilaj este foarte util și este mult așteptat. Tradițional, echipamentele performante au ajuns în instituțiile rurale cu ajutorul voluntarilor Orange Moldova. Cred că este foarte important ca digitalizarea să ajungă în licee, pentru că aici apare dragoste față de tot ce înseamnă digital. Indiferent, adică de obiectul de activitate, adică dacă este informatica, sau poate chiar geografia sau biologia, având un proiector, poți să le dai mult mai multe și copiii, cred că, având posibilitatea să experimenteze asta, deci vor fi mult mai motivați pentru a studia pe viitor și pentru a-și alege o carieră de succes. Proiectul Incluziune Digitală Rurală este implementat de către Centrul de Informații Universitare cu suportul financiar integral al Fundației Orange. În acest an am avut 97 de dosare depuse în cadrul programului, iar în urma evaluării efectuate de către o comisie de experți independenți nominalizată în cadrul programului, au fost nominalizate 20 de instituții din zonele rurale. Susținem în continuare ideea că fiecare copil merită să se bucure de o educație de calitate, iar acest proiect vine să șteargă bariera digitală din cadrul acestor instituții. Fundația Orange Moldova a fost înființată în anul 2009. Grație investițiilor sale, până în prezent au fost implementate 50 de proiecte sociale, de care beneficiază peste 200.000 de oameni din Moldova.